Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, dragi prieteni, care în această seară v-ați făcut timp să ajungeți în casa Domnului, vreau să apreciez prezența dumneavoastră și să vă mulțumesc pentru că îl căutați pe Dumnezeu. Știu că vă simțiți confortabil atunci când sunteți în prezența Domnului Iisus și în prezența Evangheliei sale. Pentru că întotdeauna casa Domnului și cartea Domnului nu sunt lucruri sau proprietăți ale oamenilor. Ele sunt proprietățile lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să le împartă cu noi. De aceea, în seara aceasta, ești în prezența Domnului Iisus Hristos și în prezența cuvântului Său. Aici nu există un fals uman sau o exagerare umană. Ești chiar în prezența lui Dumnezeu și ești chiar în prezența Evangheliei Lui. El te poate atinge. El își întinde mâna până la inima ta, până la sufletul tău și vrea să te atingă și să te încurajeze. Vrea să te învețe ce ai de făcut, începând cu ziua aceasta, până în ultima zi. În această seară vă provoc pe fiecare dintre dumneavoastră să ne luăm timp și să fim liniștiți. Aș vrea să-i rog pe toți copiii să nu se mai plimbe pe culoar și să păstrăm momente de adorare în cinstea Domnului și de dragul Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Să ne concentrăm la cuvântul Domnului care ne-a mântuit, la cuvântul Domnului care ne învață cum să umblăm drept pe calea lui Dumnezeu. Și cu o minte curată, cu o inimă eliberată de orice prejudecată, să ne gândim cu maturitate la cuvântul Domnului. În seara aceasta suntem la lecția numărul 2 din ciclul Darurile Spirituale. Am avut o lecție de introducere și în această seară am ajuns la primul dar, numit Darul Vorbirii despre Înțelepciune. Procedăm la aceste teme biblice, care sunt pe termen lung și au legătură una cu alta, pentru ca în primul rând să aducem aminte Bisericii Domnului de valorile Scripturii. În al doilea rând, să învățăm copiii și tinerii care nu le știu legile Domnului, în așa fel încât să nu fim un popor dezbinat, lipsit de educație spirituală, ci să fim un popor care mergem pe același drum, care vorbim aceeași limbă și care slujim același Dumnezeu. Prin înțelepciune înțelegem în general abilitatea de a aplica cunoștințele și experiențele acumulate în viață. Înțelepciunea este facultatea de a judeca și a aprecia obiectiv, găsind soluții practice pentru orice situație în care te afli. Înțelepciunea este foarte diferită de inteligență. Înțelepciunea implică cunoașterea profundă a realității și ajută să vezi prezentul în perspectiva viitorului pentru care te pregătești în mod concret. Primul lucru pe care vreau să îl împărtășim în această seară, din această lecție biblică, este tipuri de înțelepciune. Tipuri de înțelepciune. Haideți să vedem înțelepciunea din punct de vedere al originii. Biblia vorbește despre înțelepciune naturală, omenească, și despre înțelepciune supranaturală, dumnezeiască. Dacă revenim la înțelepciunea naturală, omenească, observăm că Biblia o califică ca fiind capacitatea de pricepere și iscusință nativă, adică cu care te naști, sau dobândită, proprie ființei umane. Fiecare om în viață se comportă în funcție de măsura de înțelepciune pe care o are.
Iar această înțelepciune este înnăscută și dobândită prin educație. În al doilea rând, înțelepciunea supranaturală sau dumnezeiască este obiectul lecției din această seară. Adică este cuvântul de descoperire primit de la Dumnezeu pentru a pătrunde într-un anumit domeniu în tainele și în voia și în planurile lui Dumnezeu. În duhul omului are loc o revelație divină cu privire la o anumită situație pe care Dumnezeu vrea să o descrie oamenilor. Acesta este cuvântul despre înțelepciune. Din punct de vedere al folosirii lui, întâlnim înțelepciune lumească, înțelepciune drăcească și înțelepciune spirituală, duhovnicească. Haideți să le luăm pe rând și să spunem câteva cuvinte despre fiecare. Înțelepciunea lumească este înțelepciunea naturală, dar înțelepciunea din care lipsește teama de Domnul. Dacă privim la 1 Corinteni capitolul 1, versetul 21, citim: întrucât lumea, în înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, observați, lumea în înțelepciunea ei nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, adică Dumnezeu nu este parte din această înțelepciune umană. Înțelepciunea lumească este înțelepciunea naturală de care vorbeam mai devreme, dar înțelepciune din care lipsește Dumnezeu și teama de Domnul. Toate celelalte dimensiuni ale existenței umane sunt prezente, dar Dumnezeu și teama de Dumnezeu lipsesc. Când din înțelepciunea naturală lipsește Dumnezeu și teama de Dumnezeu, înțelepciunea aceasta rămâne o înțelepciune lumească. Romani 1, 21-23. Măcar că l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și au permis gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au mândrit că sunt înțelepți și atunci au înnebunit și au schimbat slava Dumnezeului viu, nemuritor, într-o icoană care este făcută de om și care are forma unui animal sau o altă formă pe care omul și-o poate imagina și face. Aceasta este înțelepciunea lumească, o înțelepciune din care lipsește teama de Domnul. Priviți-vă, rog, la colegii dumneavoastră care nu-L cunosc pe Domnul în mod personal și veți constata că mulți dintre ei sunt oameni foarte înțelepți. Dar în această înțelepciune a lor lipsește un segment care va afecta destinul lor veșnic. Lipsește teama de Domnul. Spuneam, după înțelepciunea lumească, înțelepciunea drăcească. Înțelepciunea drăcească este iscusința diavolului cu care îi inspiră pe unii oameni, el îi inspiră, așa cum Dumnezeu inspiră pe unii, diavolul inspiră pe alții. Înțelepciunea drăcească este iscusința diavolului de a inspira pe unii să facă doar rău, să gândească, să simtă și să acționeze destructiv, întotdeauna destructiv, împlinind interesele diavolului. Iacov 3, versetele 14 și 15. Dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului, pentru că înțelepciunea aceasta nu vine de sus. Înțelepciunea aceasta este firească, pământească, este drăcească. Observați, vă rog, că oamenii care se implică în a păstra în inimă pismă amară, a manifesta un duh de ceartă, oamenii aceștia posedă o înțelepciune drăcească și sunt folosiți de diavolul pentru scopuri rele. Partea C, înțelepciunea spirituală, începe cu frica de Dumnezeu. Și aceasta este una dintre condițiile care o deosebește de înțelepciunea lumească. Psalmul 111, versetul 10. Frica de Domnul
este începutul înțelepciunii. Această înțelepciune, adică înțelepciunea spirituală, are mai multe trăsături. O putem observa în viața unui om dacă e prezentă sau absentă, prin trăsăturile care sunt prezente sau absente. Prima trăsătură este faptul că înțelepciunea spirituală îl face pe omul care o are să dorească să învețe din ce în ce mai mult. Proverbe, capitolul 1, versetul 5. Să asculte și înțeleptul și își va mări înțelepciunea. Omul care are o înțelepciune spirituală vrea să învețe din ce în ce mai mult. El niciodată nu spune, eu știu suficient. Cine spune așa, nu vorbește din înțelepciune spirituală, ci vorbește din mândrie. Înțelepciunea spirituală te ajută să realizezi că oricât de mult ai ști, este atât de puțin. Omul care știe că nu știe, este un om deștept. Și omul înțelept întotdeauna dorește să învețe mai mult. El nu pierde nicio ocazie să își lărgească orizontul spiritual, să cunoască mai mult despre Domnul. O a doua trăsătură a înțelepciunii spirituale este faptul că omul care are această înțelepciune are interes doar pentru lucrurile sănătoase, pentru lucrurile adânci a lui Dumnezeu. Proverbe, același capitol, respectiv 1, versetul 6. Pentru prinderea înțelesului unei pilde sau a unui cuvânt adânc. Oamenii care au o călăuzire spirituală, o înțelepciune spirituală, nu se ocupă cu flecării. Înțelepciunea pe care le-o dă Dumnezeu îi face să fie selectivi în viață. Viața îți oferă tot felul de lucruri, angro, adică la grămadă. Și trebuie să ai înțelepciune să selectezi lucrurile. Așa cum selectăm orice lucru în viață, selectăm și ceea ce facem. Oamenii lui Dumnezeu n-au interes pentru orice. Ei au interes doar pentru lucrurile adânci, mature, sănătoase, pentru lucrurile lui Dumnezeu. Restul, ei se înfrânează să aibă interes pentru alte lucruri. Curiozitatea unui om al lui Dumnezeu este limitată și nu-l interesează pe el atât de mult cine intră, cine iese, ce fac oamenii în casele lor. El știe că are un interes limitat și de aceea își concentrează interesul la lucrurile lui Dumnezeu, la lucrurile sănătoase. El știe că nu este infinit, nu este atotputernic, n-are la dispoziție resurse nelimitate, este doar puțin. De aceea, cu puținul cu care e, el se ocupă doar de lucruri sănătoase. E normal să nu ai timp să te rogi dacă îți pierzi timpul cine știe pe unde cu lucruri slabe. E normal să n-ai timp să te rogi dacă petreci ore în șir la cafea, la părtășii de tot felul. E normal! E normal să n-ai timp să citești Biblia. Oamenii lui Dumnezeu au priorități sănătoase. De ce? Înțelepciunea lui Dumnezeu îi ajută să-și facă un program zilnic care să-L proslăvească pe Dumnezeu, iar programul lor să-I pună în slujba Regelui. Pentru cine trăiesc eu? Cum îmi folosesc timpul? Nu cumva îl pierd? Înțelepciunea lui Dumnezeu mă face pe mine un om care îmi fac un program în serviciul Regelui, făcând lucruri sănătoase, lucruri mature. O a treia caracteristică a înțelepciunii spirituale este faptul că omul care are o înțelepciune spirituală primește mustrarea. Nu este un om agresiv, nu este un om care te respinge înainte să înțeleagă ce vrei să-i spui, un om care datorită mândriei lui, el crede că nimeni nu poate să-i spună niciodată nimic. Un om la care dacă te duci să-i spui ceva, nu așteaptă să termini și imediat găsește argumente să te respingă. Omul care are o înțelepciune spirituală te ascultă să vadă ce vrei să-i spui, ce vrea să-i spui, se asigură că a înțeles ce vrea să-i se spună și se gândește, oare omul acesta nu are dreptate? Dacă nu are dreptate 100%, nu cumva are dreptate 10%?
nu cumva are dreptate cel puțin un procent? Dacă are dreptate cel puțin un procent, haide să aplic procentul acesta de adevăr în viața mea și nu mă schimb de tot, dar mă schimb un pic. Omul care e călăuzit de o înțelepciune spirituală primește mustrarea, știind că mustrarea te face mai înțelept dacă e făcută de un om cu o inimă de frate, cu o intenție constructivă, nu cu intenția să te jignească, să te pună la pământ. Proverbe 9, 8 la 9. Nu mustra pe cel batjocoritor, pentru că te va urî, dar mustră pe cel înțelept și te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. O a patra caracteristică este faptul că oamenii care au o înțelepciune spirituală au în vedere viitorul. Ei nu se gândesc doar la prezent. Ei au în vedere viitorul și pun problema cam așa. Ce se va întâmpla cu copiii noștri în 10 ani? Ei se gândesc cu bătaie lungă, ca niște oameni care își fac planuri în situația în care mai trăiesc peste 10 ani să nu fie nepregătiți. Oameni care au puterea să se gândească la viitor, oameni care au puterea să-și facă planuri pentru viitor și oameni care au puterea să facă schimbări dacă este nevoie pentru viitor. Înțelepciunea care vine de sus este o înțelepciune care nu se concentrează atât de mult asupra trecutului. Ăsta bun sau rău s-a dus. Se concentrează mai mult asupra viitorului. Pentru că ceea ce vom avea noi mâine nu e trecutul, este viitorul. Iar dacă mâine nu avem niște planuri înțelepte, dacă mâine nu suntem organizați, atunci suntem neorganizați. Înțelepciunea spirituală îl face pe om să se gândească cu seriozitate la viitor și să-și facă planuri împreună cu Dumnezeu în situația în care viitorul acesta va fi al lui, devenind prezent. În al cincilea rând, omul care are o înțelepciune spirituală își controlează vorbirea. Proverbe, capitolul 14, versetul 3. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele, pentru că le țin lipite. Înțelepciunea care vine de sus este o înțelepciune care te ajută să gândești de 2-3 ori înainte de a vorbi. Unul dintre felurile în care omul își manifestă ce are în inimă și în minte este vorbirea. Înțelepciunea spirituală controlează vorbirea. Asta arată maturitate, discernământ, control. În al șaselea rând, nu numai că controlează vorbirea, dar o face să fie matură. În Proverbe 12 cu 18, Biblia spune, cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca și străpungerea unei săbii. Dar limba înțelepților aduce vindecare, încurajare, consolare, ridicare. În al șaptelea rând, omul care are o înțelepciune spirituală știe ce și când să vorbească și știe când să tacă. De multe ori, a tăcea este cel mai bun răspuns, este cea mai potrivită atitudine. Proverbe 17 cu 28. Chiar și prostul ar trece drept înțelept dacă ar tăcea și drept priceput dacă și-ar ține gura. Frați și surori, înțelepciunea care vine de sus ne modifică comportamentul. Înțelepciunea care vine din lume ne modifică comportamentul. Înțelepciunea care vine de la diavolul ne modifică comportamentul. Noi ne comportăm în funcție de tipul de înțelepciune pe care îl avem. Nu pot să fiu inspirat de Dumnezeu și să mă comport ca și fiul diavolului și nu pot să fiu inspirat de diavolul și să mă comport ca un fiu de Dumnezeu. Întotdeauna eu mă comport
ca stăpânul care stă în spatele meu și mă alimentează, mă inspiră, mă călăuzește. Și aceasta nu numai în practica vorbirii, ci în toate aspectele manifestării vieții cotidiene. În al doilea rând, frați și surori, aș vrea să observăm ce nu este darul vorbirii despre înțelepciune. În primul rând, darul vorbirii despre înțelepciune sau cuvântul despre înțelepciune nu este un dar despre lucrurile revelate, descoperite, ci el însuși este o revelație, este o descoperire. Predica mea este o explicație despre lucrurile revelate, scrise în Biblie. Dar darul vorbirii despre înțelepciune nu mai este o explicație despre o revelație, ci el însuși în sine este o revelație. Foarte important să pricepem acest aspect. Punctul B, darul vorbirii despre înțelepciune nu este darul explicării adânci, obținut prin studiu sau eforturi personale, prin școli, ci este o manifestare spontană, dumnezeiască, care vine 100% din inima lui Dumnezeu, se manifestă printr-un vas sfânt, pentru ca să aducă în cunoștința unui om, a unui grup de oameni, a unei familii sau a unei biserici, o parte din voia lui Dumnezeu pe care Dumnezeu vrea să o dea și copiilor săi. Darul despre înțelepciune nu-i darul înțelepciunii. Nu există darul înțelepciunii, frați și surori. Pentru că darul înțelepciunii îl are doar Dumnezeu. Noi avem darul despre înțelepciune. Adică nouă ni se dă o parte, un fragment din înțelepciunea lui Dumnezeu. Atât cât e nevoie. Când Dumnezeu folosește un instrument sfințit, un frate sau o soră, și ne dă un cuvânt de înțelepciune, el nu ne dă tot ce este în mintea lui, ci el ne dă doar un cuvânt din ce este în mintea lui. Niciun proroc nu prorocește tot ce știe Dumnezeu. De aceea darul despre înțelepciune și în explicația logică, dar mai ales în Biblie, nu este darul înțelepciunii, e o exprimare greșită și nebiblică. Este darul vorbirii despre înțelepciune. În limba greacă este cuvântul despre înțelepciune, vorbirea despre înțelepciune, o scânteie din înțelepciune. Punctul C, darul vorbirii despre înțelepciune nu este o iscusință omenească care se manifestă de pildă în lucrarea de conducere, ci este un cuvânt descoperit 100% din inima lui Dumnezeu. N-ai ce adăuga la el, n-ai ce scoate, n-ai ce pune lângă el, n-ai ce explica, îl spui așa cum vine de la Domnul. Punctul D, nu este o dezvoltare a înțelepciunii naturale sau spirituale, nu. Ci este un dar pe care Duhul Sfânt îl dă unora, pentru ca prin ei, atâta timp cât rămân în sfințenie, Duhul Sfânt la nevoie, potrivit voiei lui personale, să dea unui individ, unei familii sau unui grup de oameni o idee din înțelepciunea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu vrea să o distribuie, să o dea oamenilor la momentul acela. În al treilea rând aș vrea să observăm manifestarea darului despre înțelepciune în Vechiul Testament. Haideți puțin să observăm în istoria Vechiului Testament cum s-a manifestat darul acesta, chiar dacă el s-a manifestat puțin diferit de Noul Testament. În primul rând, darul vorbirii despre înțelepciune în Vechiul Testament s-a manifestat prin înștiințări despre nenorociri, despre cataclisme, despre urgii ce aveau să fie aduse de Dumnezeu în popor datorită nepocăinței. Câteva exemple. O astfel de înștiințare a primit-o Noe cu privire la potop. Potopul a fost o nenorocire adusă de Dumnezeu datorită nepocăinței poporului. O altă înștiințare a fost dată lui Avram cu privire la distrugerea Sodomei și Gomorei. Din același motiv,
Sfințenia lui Dumnezeu a fost ofensată de păcatul omenesc. Și atunci Dumnezeu și-a manifestat mânia și a distrus două dintre orașele antice. O a treia înștiințare dintre multe pe care le putem prezenta ca exemple este înștiințarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Iona cu privire la Ninive, capitala Imperiului Asirian din vremea aceea. Dumnezeu îl folosește pe Iona și îi dă din înțelepciunea sa o scânteie care privește un eveniment istoric al momentului. Și îi spune, se va întâmpla așa, du-te și spune lucrul ăsta. Știți că Iona ezită, Dumnezeu îl constrânge, îl disciplinează și mai apoi se duce. Un alt fel de înștiințări pe care le-a dat Dumnezeu în Vechiul Testament, pe lângă înștiințările care prevesteau cataclisme, nenorociri, ce veneau ca o reacție a lui Dumnezeu, a sfințeniei lui Dumnezeu la păcatul poporului, sunt înștiințările despre planurile lui Dumnezeu de viitor. Astea nu mai sunt înștiințări negative neapărat. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu i-a dat o astfel de înștiințare lui Iosif sau i-a dat o astfel de înștiințare lui Daniel. Dacă citim în Daniel în capitolul 5 sau în capitolul 7 sau în capitolul 9, veți vedea că Dumnezeu îi dă lui Daniel înștiințări și unele dintre ele încă nu s-au împlinit. Un al treilea fel de înștiințări în Vechiul Testament și ultimul pentru mine în această seară sunt înștiințări despre facerea cortului. Eu am ales doar niște exemple din Vechiul Testament, dar sunt multe alte exemple. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu îl înștiințează pe Moise cum să procedeze. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu îl înștiințează pe Bețalael cum să procedeze la facerea cortului. Și Dumnezeu descoperă din cer niște înștiințări speciale, nu era vorba de o logică umană, erau niște înștiințări din dorința lui Dumnezeu de a fi cortul așa și așa și așa. Și oamenii aceștia procedează ca atare. Haideți să vedem în al patrulea rând, iubită biserică, manifestări ale darului vorbirii despre înțelepciune în Noul Testament. În primul rând, sigur, haideți să vedem înștiințări în viața Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte în Luca capitolul 7, vin ucenicii lui Ioan Botezătorul să-L întrebe pe Domnul, tu ești sau să așteptăm pe un altul? Și Domnul Iisus Hristos, în clipa aceea, manifestă darul de vorbire despre înțelepciune și descoperă acestor oameni înștiințări divine, dumnezeiești, care n-au legătură cu logica umană, cu înțelepciunea omenească. Aduceți-vă aminte de răspunsurile pe care Domnul Iisus le dă de asemenea diavolului. Diavolul vine în pustie și îl ispitește pe Domnul. Domnul Iisus Hristos în mod spontan răspunde, iar răspunsul Domnului Iisus Hristos este o manifestare a darului de vorbire despre înțelepciune. Aduceți-vă aminte de răspunsul Domnului când este întrebat să plătim birul sau să nu plătim. Și Domnul Iisus Hristos dintr-o dată răspunde în așa fel încât oamenii efectiv rămân cu gura închisă. Nu mai știu ce să mai spună. Este o manifestare a darului vorbirii despre înțelepciune. Atunci Dumnezeu vorbește. Nu e vorba de o logică umană. Nu e vorba de o organizare într-o propoziție extraordinară, ci este vorba de o descoperire divină. Să privim puțin și la alte persoane. De pildă la Iosif. Matei, capitolul 1, versetul 20. Aduceți-vă aminte că vine un înger la el și îi vorbește înștiințându-l despre lucruri care urmau imediat să se întâmple în viitorul apropiat. Aduceți-vă aminte de magi. Ei sunt înștiințați să se întoarcă pe un alt drum, să nu mai treacă pe la perfidul împărat Irod. Aduceți-vă aminte de Pavel, în multe situații, de pildă în Fapte 27. Haideți să observăm înștiințări în probleme bisericești. Ca și biserica de astăzi, care are tot felul de frământări, și biserica din vremea apostolilor a avut frământări. În Fapte 15 observăm o frământare între apostoli.
O frământare la care apostolii au fost expuși datorită unor învățături eretice care circulau printre ei vrând să le strice lucrarea. Și în Fapte 15, observați că se strânge Consiliul de la Ierusalim. Și atunci se ridică Iacov și dintr-o dată are o vorbire inspirată care privește viitorul apropiat și viitorul îndepărtat. Și darul vorbirii despre înțelepciune intră în acțiune, pentru că era nevoie să vorbească Dumnezeu, să-și apere pricina. Aduceți-vă aminte în Fapte 6, un alt conflict, o altă frământare. Cine slujește la mese? Apostolii care trebuiau să se ocupe de edificare, de ucenicizare, de consolidarea poporului, sunt puși în situația să facă lucruri administrative. Și atunci vine un cuvânt de vorbire despre înțelepciune. Și prin cuvântul acesta al vorbirii despre înțelepciune vine o idee. Alegeți dintre voi câțiva bărbați care întrunesc câteva calificative și dedicații pentru slujbe administrative. Dumnezeu își protejează biserica. Aș vrea apoi să observăm în al cincilea rând, frați și surori, modalități de manifestare a darului despre înțelepciune. În mod practic, cum se manifestă acest dar? Tot ce am spus până acum a fost un cadru care a avut menirea să ne introducă în problematica cuvântului înțelepciune. Să facă o selecție între cele trei surse de înțelepciune. Dumnezeu sau diavolul sau logica omenească. Acum, frați și surori, haideți să observăm în modul cel mai practic cum se manifestă darul de vorbire despre înțelepciune în biserică, în mod practic. Cum se manifestă? Dacă privim în Biblie, vom observa câteva metode, câteva manifestări, câteva feluri. Primul este că atunci când Dumnezeu dă unui vas sfânt, neapărat este acolo sfânt, neapărat! Atunci când Dumnezeu dă un cuvânt din inima Lui pe care vrea să-l transmită unui număr de oameni, de la unul la tot de pe planetă, atunci Dumnezeu găsește un vas sfânt. Și prin vasul acela sfânt, Dumnezeu vorbește. Dar întrebarea este, cum apare în mintea vasului, când spun vas, mă refer la frate sau soră? Cum apare în mintea credinciosului vorbirea din inima lui Dumnezeu? Cum ajunge în inima lui? Vine Dumnezeu la el, în fața lui, în mod fizic? Îi vorbește la ureche? Vine noaptea în vis? Cum anume? Noi nu putem ști cum decât ce citim în Biblie. Dincolo de toate sunt speculații, bănuieli și omenesc. Doar ce ne spune Biblia e răspunsul adevărat. Ce ne spune Biblia? Biblia ne spune că există mai multe metode prin care Dumnezeu descoperă. Una dintre ele este faptul că atunci când Dumnezeu folosește un credincios sfânt ca să transmită prin el o vorbire despre înțelepciune, una dintre metode este că acel credincios se trezește dintr-o dată în Duhul lui cu o înțelegere nouă și simte în Duhul lui, în Duhul lui lăuntric, că acel cuvânt vine de la Domnul. Primește în Duhul lui înțelegerea. În Duhul lui se trezește cu o înțelegere insistentă, de factură divină, care el simte în Duhul lui, chiar dacă e de prima dată, că acest cuvânt din inima lui, din mintea lui, vine de la Dumnezeu și simte o mare pasiune să-l spună. Felul în care îl spune depinde de cultura, de educația, de tactul, de experiența acestuia. De multe ori poate să-l spună așa de greșit încât noi să nu-l credem, să zicem că nu vine de la Domnul. De multe ori există riscul acesta. Sau să-i facă el introduceri și încheiere, sau să-l explice. Când vine un cuvânt de vorbire despre înțelepciune, om al lui Dumnezeu care ești folosit ca și instrument, nu spune nici o singură literă, nici în introducere, nici în încheiere, pentru că nu avem nevoie de opinia dumitale. Lasă-te folosit de Dumnezeu și spune ce îți spune Duhul Sfânt în Duhul tău. Spune exact așa. Încearcă să fii cât mai explicit. Spune exact așa.
Iosif, bunăoară din Vechiul Testament, a avut în duhul lui înțelegerea unor lucruri pe care mai apoi le-a spus. O a doua metodă pe care o folosește Dumnezeu în calitatea lui de a avea libertatea să folosească orice metodă este înștiințarea verbală. Nu mai trimite înțelegerea în duhul omului. Omul, când înțelegerea vine în duhul lui, nu vede nimic, nu aude nimic. E ziua sau noaptea, dar el e conștient și dintr-o dată în duhul lui se trezește cu o înțelegere și simte că acel gând vine de la Dumnezeu. Îi spune duhul lui, îi spune Duhul Sfânt care e în el. Dar o a doua metodă este că aude. Un credincios sfânt poate să audă din partea lui Dumnezeu un mesaj care este manifestarea darului vorbirii despre înțelepciune. Efectiv, aude în ureche. Probabil că sunt în sala aceasta oameni care au avut harul divin să audă o voce în care exista o autoritate care te-a strivit, care te-a făcut mic. O autoritate și un timbru vocal, o voce atât de puternică, dar în același timp atât de calmă și liniștită, atât de sobră, dar în același timp atât de fermă, atât de dulce. Și ai știut că vocea aceea este vocea Domnului. În Biblie, bună oară, la Judecător, capitolul 6, vine un înger și îi vorbește lui Gedeon. Este un glas pe care Gedeon l-aude. Frații mei, asta nu doar a fost. Să nu disprețuiți, frați și surori, dacă vin și vă spun că au auzit o voce, să nu-i disprețuiți. Să fiți meriți, să analizați ce vă spune, să vă gândiți cu discernământ, să nu vă grăbiți să judecați, frați și surori, pentru că avem de furcă cu Dumnezeu. În același timp, frați și surori, nu cumva să vă permiteți, vrând să dați un sfat, să puneți în introducere expresia așa vorbește Domnul, pentru ca sfatul pe care îl dați să aibă mai multă autoritate. N-aveți dreptul să puneți eticheta aceea dacă nu vă spune Dumnezeu. Vă supuneți la o veșnică osândă dacă faceți asta. A treia metodă este prin vedenie. Probabil sunt între noi oameni care efectiv, în mod supranatural, văd ceva în ciuda faptului că ceilalți nu văd nimic. Personal am avut două vedenii în viața mea. Într-un moment de criză spirituală, de post și de rugăciune, când am fost la momentul să iau o decizie fundamentală pentru mine și pentru familia mea, să mergem într-un alt loc cu slujirea. Și atunci existau factori omenești de alegere, dar am intrat în post și în rugăciune. Și Dumnezeu mi-a răspuns dându-mi o vedenie. Sunt oameni pe care Dumnezeu îi folosește și le dă des vedenii. Vedenia aceasta are un mesaj. Sunt alți oameni care au o vedenie într-o viață, sau două, ca mine, sau trei, ca alții. Unii poate niciuna. Există și posibilitatea ca manifestarea darului de vorbire despre înțelepciune să vină în înțelegerea credinciosului care mai apoi îl manifestă, să vină printr-o vedenie. El vede ceva. El vede și din ceea ce vede înțelege că acesta este mesajul și îl spune. Acum este important, dacă mesajul este pentru o persoană, nu trebuie spus public. Pentru că dacă Dumnezeu a vrut să-l spună pentru X, nu-l spune la tot alfabetul. Spune-l doar lui X. Dacă mesajul e pentru un grup de oameni, spune doar la grupul acela de oameni. Dacă mesajul e pentru toată biserica, să nu te temi de nimeni și să-l spui, dar să ai grijă maximă că ce spui e de la Domnul. Pentru că altfel intri în conflict în primul rând cu Dumnezeu. Un al patrulea fel în care se manifestă înțelegerea din mintea lui Dumnezeu în mintea vasului, în mintea credinciosului, este în vis. Este în vis. Un credincios poate să primească un mesaj de la Dumnezeu pe care mai apoi să-l transmită printr-un vis. Nu este un vis obișnuit. Nu este un vis din mulțimea gândurilor. Este un vis
calea de a-L transmite de la Dumnezeu la om este visul. În timpul nopții când omul doarme, Dumnezeu așează în subconștientul lui o realitate, un mesaj în formă de vis. Dumnezeu îi prezintă ca un fel de dramă, de pantomimă, din care el înțelege mesajul. Aduceți-vă aminte că aceasta s-a întâmplat de multe ori în Scriptură. Bună oară, în Matei, capitolul 2, se întâmplă lui Iosif. În al șaselea rând, frați și surori, aș vrea să observăm scopul pe care îl are Dumnezeu atunci când dă aceste crâmpeie din înțelepciunea lui oamenilor, manifestându-le prin vase sfinte, frați și surori, credincioși, sfințiți, care primesc de la Dumnezeu prin aceste metode și probabil și prin altele se poate, și ei înțeleg mesajul și îl rostesc către cei care au fost invitați să-l spună, către un om, către o familie, către un grup de oameni. Dar care este scopul acestui dar? În primul rând, este cunoașterea voiei lui Dumnezeu. Dumnezeu ne descoperă voia Lui pentru ca să o cunoaștem, nu ca să o uităm. Și atunci folosește și pe această cale credincioși care vin și spun, așa vorbește Domnul. Și îți spune ceva ce urmează din prezent în viitor să se întâmple. Și atunci dintr-o dată știi, înseamnă că asta este voia lui Dumnezeu. Cu privire la un aspect sau la altul. Cu privire la un individ sau la un grup de indivizi. Aduceți-vă aminte cum Dumnezeu îl folosește pe Anania, un credincios simplu, despre care Biblia nu mai spune nimic, dar îl folosește pe Anania și îl trimite la Saul să facă o lucrare extraordinară. În al doilea rând, frați și surori, la acest punct 6, scopul darului vorbirii despre înțelepciune, scopul poate fi în al doilea rând înțelepciune extraordinară pe care o dă Dumnezeu, după cum a promis în Biblie, în situații de criză și de pericol credincioșilor pentru a ieși din situația respectivă. Aduceți-vă aminte ce spune Domnul la Matei 10 sau la Luca 12. Când veți fi în situații grele, când veți fi în fața dregătorilor, când veți fi în prigoane, în nenorociri și nu veți ști ce să spuneți, să nu vă speriați! Pentru că exact în clipa aceea va veni peste voi o înțelegere specială și atunci vi se va da ca din senin un mesaj pe care îl veți spune fără să vă fi gândit la el. N-ați avut notițe? Nu, ați avut mintea goală. Dar să nu vă speriați, în clipa aceea vine Duhul Sfânt și îți spune ce să zici. E o manifestare supranaturală a darului vorbirii despre înțelepciune. Nu e o logică umană, nu e o iscusință, nu e o pregătire, nu. Și efectiv în clipa aceea, pentru ca să te scoată Dumnezeu din necaz, că ești copilul Lui și că ți-a promis protecție, a promis Dumnezeu în clipa aceea să nu te sperii. Oriunde ai fi, te poate scoate cu braț puternic. Glorie Domnului! Sigur că nu numai pentru cunoașterea voii lui Dumnezeu, nu numai pentru scoaterea credincioșilor din situații de neieșit, dar și pentru alte înștiințări solemne, Dumnezeu folosește darul vorbirii despre înțelepciune. Dumnezeu vrea să înștiințeze poporul. Dumnezeu vrea să înștiințeze poporul. Are Dumnezeu intențiile Lui și scopurile Lui. Pentru că El este rege, e domn peste noi, El folosește anumite instrumente ca să ne înștiințeze. Vreau să vă întreb, cât de trist este, frați și surori, când Dumnezeu vine la Betania și vrea să vorbească și se duce în segmentul acesta de bănci și nu găsește nicio inimă curată. Găsește oameni, dar nu găsește o inimă curată și sfințită în post, în rugăciune și într-o viață de sfințenie. Și se mută Dumnezeu la cealaltă parte și se mută Dumnezeu la cealaltă parte și se mută Dumnezeu la cealaltă parte și nu găsește o persoană în post, în rugăciune, cu o pasiune pentru neprihănire, un om care să nu bârfească, un om care să nu înjure, un om care să nu se compromită, un om care să nu fie părtinitor, nu, ci un om care trăiește în sfințenie.
Cât de nefericită e poporul acela, biserica aceea, când nu găsește Dumnezeu un difuzor prin care să vorbească, toate sunt închise, sunt puse off. Iubiți credincioși, sfințiți-vă pentru ca să vă folosească Duhul Sfânt. Sfințiți-vă pentru ca să vă folosească Duhul Sfânt. Pe unii într-un fel, pe alții în altul. Duhul Sfânt vrea să folosească pe unii dintre noi ca predicatori, pe alții dintre noi ca și muzicieni, cântăreți, pe alții dintre noi vrea Dumnezeu să-i folosească dându-le un cuvânt de înțelepciune. Și oamenii aceștia vin și spun, așa mi-a spus Domnul să vă spun. Și spune, ce mare mângâiere într-o situație de criză, într-un moment de căutare, într-un moment de post și de rugăciune, când singur sau cu familia, poate cu toată biserica, spui, Doamne, răspunde-ne, că nu știm ce să mai facem. Logica ne este insuficientă. Nu mai avem nicio resursă umană să ne gândim. Doamne, toate căile care ne stau în față par la fel de bune și la fel de rele. Doamne, dă-ne, te rugăm frumos, o scânteie din voia ta. Și ce bine este atunci să vină un vas sfânt și să spună, așa vorbește Domnul. În problema pe care o ai, Domnul spune așa și așa și așa. Acesta este un lucru biblic, nu-i penticostal, nu-i harismatic, nu-i baptist, este biblic, frați și surori. Închei cu ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun, pericole în folosirea acestui dar. Întotdeauna oamenii care sunt puși să slujească într-un fel se expun la pericole. Și numai cei care slujesc știu ce vreau să spun. Însă slujitorii care au o slujbă se expun la pericole diferite de cei care au un dar. Ascultați-mă cu multă atenție acum, chiar dacă este spre sfârșit. Vă rog să vă concentrați cât puteți de bine ca să înțelegeți ce vreau să spun. Pericolul de a depinde de manifestarea acestui dar în fiecare problemă a vieții, acesta este un pericol. Adică, eu nu pot să trăiesc decât numai dacă vine Domnul la mine și îmi spune, tu trebuie să faci așa și așa. Am cunoscut odată o persoană în România care atât de mult exagera în domeniul acesta încât spunea, eu nu plec de acasă dacă nu-mi spune Duhul Sfânt să plec de acasă. Eu nu mănânc, eu nu fac nimic dacă nu-mi spune Duhul Sfânt să mănânc. Băi, oameni buni, există riscul să alergăm o lume întreagă pentru că ne place tot timpul să auzim fie că avem nevoie, fie că nu avem nevoie. Așa vorbește Domnul. Și după ce cuvântul este spus, îl uităm și vrem altul. Noi nu vrem să auzim ca să le împlinim, dar ne face bine, așa ne-am obișnuit. Există un mare pericol să depindem de asta. Să neglijăm Scriptura, să neglijăm biserica, să neglijăm judecata sănătoasă și să depindem de asta și să alergăm de colo-colo. Iar când auzim ce căutăm, nu ne trebuie și mergem mai departe. Și tot așa, E un mare pericol. Priviți dumneavoastră în această carte și veți constata că cei mai mulți oameni cărora le-a vorbit Dumnezeu, nu ei au cerut să vorbească, ci Dumnezeu i-a căutat să le vorbească. Când Dumnezeu vrea să-ți spună ceva, nu trebuie să-L cauți. Că știe unde te afli și poate să trimită și o măgăriță să-ți vorbească. Un alt pericol este următorul. Pentru că sfatul oamenilor cu vorbire despre înțelepciune este foarte căutat, ei sunt puși în situația tot timpul să spună, vin oameni, dacă eu aș avea darul de vorbire despre înțelepciune și ar ști frații și surorile, ei tot timpul ar veni la mine și m-ar întreba, e, ce mai spune Domnul? Și atunci eu sunt pus în situația, chiar dacă Domnul nu-mi spune nimic, să mai spună de la mine. Cum să zic nu-mi spune nimic? Și de multe ori, cu această căutare a noastră disperată,
îi punem pe cei care au astfel de daruri în situația să ne spună ceva și dacă nu au ce să ne spună. Acesta este un al doilea mare risc. Al treilea risc este că cei folosiți de Domnul cu darul vorbirii despre înțelepciune s-ar putea să ajungă să nu mai facă diferența în sfătuirea lor. Se obișnuiesc atât de mult să spună altora ce să facă pentru că le spune Dumnezeu, încât la un moment dat nu mai fac diferența că Domnul nu le mai spune și ei continuă cu sfaturile și vin de pe aceeași poziție să dea sfaturi. Frați și surori, una este când eu dau un sfat, că așa vorbește Domnul, și alta este când eu dau un sfat în calitate de păstor, în calitate de tată, în calitate de prieten, în calitate de frate. Să nu facem din oamenii aceștia un guru care tot timpul au o sacoșă cu vorbiri și o împarte către noi. Ei nu au decât ce le dă Dumnezeu. Nu-i presați dacă nu au nimic. Pentru că îi puneți pe unii în situația să spună orice, ca să nu treacă drept niște oameni lepădați și fără daruri. În concluzie, acest dar de vorbire despre înțelepciune se manifestă în general prin proroc. În general se manifestă prin ceea ce noi numim proroc. Așa numim noi pe cei care manifestă darul vorbirii despre înțelepciune. Dar nu neapărat proroc. El poate să fie manifestat și printr-un slujitor. El poate să fie manifestat printr-un predicator la un moment dat. Într-o predică întreagă există o frântură care este către cineva, către o familie sau poate către toată biserica, ca o manifestare a vorbirii despre înțelepciune. Dar în general se manifestă prin proroc. Apoi, între acest dar și darul vorbirii despre cunoștință, darul prorociei sau a tălmăciei în limbi, este de multe ori o atât de strânsă legătură încât nu le poți deosebi. Noi în studiul nostru le prezentăm pe categorii ca să le înțelegem, dar în mod practic, ele câteodată se împletește darul vorbirii despre înțelepciune cu darul vorbirii despre cunoștință. Care e diferența între cele două? Diferența este următoarea. Darul vorbirii despre înțelepciune are legătură cu prezentul în perspectiva viitorului. Darul vorbirii despre cunoștință are legătură cu trecutul în perspectiva prezentului. Darul vorbirii despre cunoștință privește în trecut până în prezent. Și pe acesta îl vom vedea duminica peste două, dacă Dumnezeu ne va ajuta. Darul vorbirii despre înțelepciune începe de acum și merge în viitor. Ele se împletesc câteodată atât de mult încât nu le mai poți desface. Cu darul tălmăcirii din limbi se împletește câteodată atât de mult sau cu darul prorociei încât nu le mai poți desface. Aș vrea în această seară să vă întreb. Vă aduceți aminte de această carte unde Dumnezeu vorbește despre câți viteji a avut David? Le spuneam tinerilor vineri seara lucrul acesta. David a avut mulți viteji. Lângă el au fost oameni puternici, oameni cu nume, oameni războinici. Când David era în pericol, când David avea un interes, oamenii aceștia săreau, îl înconjurau și imediat se întâmpla ceea ce David vroia. În această seară aș vrea să facem o comparație și să întrebăm acum, în 2005, la Betania, în februarie 13, seara, care sunt vitejii lui Dumnezeu care stau înaintea Domnului și reprezintă interesele, care se luptă pentru interesele Domnului? Care sunt vitejii aceia? Câți sunt aici, sau aici, sau aici, sau aici, sau aici, sau acolo, sau la balcon? Unde sunt vitejii aceștia care iau viața lor și o sacrifică de dragul Domnului? Frați și surori, noi trăim o singură dată, degeaba sau pentru ceva anume. Dacă îți propui să fii un viteaz al Domnului, Dumnezeu nu te va respinge. Bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, cu sau fără educație, știi sau nu știi engleză sau română, dacă ai o inimă curată, dacă te pocăiești, dacă simți demnitatea să devii un viteaz al Domnului și vrei să stai în spărtură și să stai în urma Domnului împlinind interesele cu ceea ce El te cheamă să faci, atunci în această seară hotărăște-te și spune-i: Doamne, vreau să fiu și eu unul din ceata vitejilor Tăi. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră.
Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.